Bun găsit, stimați telespectatori, suntem aici la televiziunea Cromtel și a venit rândul emisiunii Raport de Eveniment. Invitatul ediției de astăzi este o figură bine cunoscută rădăuțenilor, o figură care aș spune că face parte din peisajul cotidian al municipiului nostru, și anume directorul Colegiului Tehnic Rădăuț, profesorul Geluțu Gulea. Domnule director, mă bucur că sunteți din nou aici. Bună ziua tuturor, cu drag am venit, m-aș bucura să nu dezamăgesc. Ce pot să spun? Dacă vă limitați că este o figură obișnuit, poate că ați fi fost mai aproape de realitate. Da, într-adevăr, sunt într-o oarecare măsură cunoscut pe natura lucrurilor, fiind de atât de mult timp director la Colegiul Tehnic Rădăuț, da, al 13-lea an, sper să fie cu noroc. Dumneavoastră ați spus într-o oarecare măsură, eu aș spune într-o oarecare mare măsură. Da. Bine, că notorietatea asta poate fi și pozitivă și negativă. Corect, acum, dar este notorietate. Da. Știi? Bun. Așa este. Domnule director, a trecut puțin de la startul anului școlar. De fapt, în dată se intră în vacanța de iarnă, dar dacă ați face dumneavoastră acum așa o evaluare la startul anului de învățământ 2017-2018, ce ar spune Geluțu Gulea? Păi, ce ar spune? În mare proporție, lucrurile se încadrează în rutină, ca să zic. În schimb, pot să spun că față de alți ani, sau chiar mai de anul trecut, eu mă simt mult mai entuziast. Entuziasmul ăsta are un suport. Este vorba de colaborarea cu autoritatea publică locală, mă refer la Consiliul Local și Primărie, unde cu adevărat s-au făcut eforturi și am găsit disponibilitate de a fi ascultați. Am fost tratați cu foarte mult interes. Eu zic un sentiment de demnitate, așa. Și există eforturi, nu speranțe. Efectiv, eforturi făcute la nivelul primăriei de a ne pune la dispoziție noul local al școlii. Deci, am fost în miezul problemei și am cunoscut lucrurile, cu adevărat, oamenii s-au implicat. Ce să spun? Acum, lucrurile sunt deja în zona superioară, la nivelul ministerului, acolo. Din păcate, nu știu ce v-ați propus, dar aș dori foarte mult să lămuresc niște lucruri. Școala a fost proiectată conform unor anumite standarde acum 10-11 ani. Între timp, lucrurile au evoluat. Eu vă întrerup puțin. Noi știm despre ce este vorba, dar despre care imobil vorbiți, ca să înțeleagă și telespectatorii? Da, este vorba de imobilul din cartierul Obor, așa numită școală generală numărul 6, care a fost o investiție derulată inițial de inspectoratul școlar, că așa erau la momentul respectiv, după care lucrurile au trecut la primărie, în alte legislații, mă rog, lucrurile s-au evoluat în intervalul ăsta de timp foarte mare, la nivelul și la viteza care se derulează lucrurile astăzi, vă dați seama. Prin urmare, vă spuneam, proiectarea de atunci nu mai corespunde cu standardele de astăzi. Astfel încât nici o nouă investiție nu poate primi autorizație de funcționare pe linia ISU,
Deci, practic, nu pot să derulez activități, mai ales când e vorba de aglomerare de persoane, decât dacă se respectă niște standarde. Ori, atingerea acestor standarde este o investiție foarte, foarte mare. Trebuie să ne gândim la faptul că în momentul de față nicio clădire în aceasta nu poate funcționa dacă nu are o anumită configurație de la scări, la astea care trebuie intervenite să face anumite modificări, la instalații de stingere a incendiilor, instalații de avertizare, instalații, sunt foarte multe lucruri. De la acces până la intervenție. Foarte, foarte mari. Adică în sensul și din punct de vedere legislativ există niște blocaje. Și vă spuneam, primăria a făcut eforturi foarte mari ca să lămurească lucrurile, să aducă într-un făgaș pentru lucruri. Clădirea nu era întabulată, au fost lucruri foarte dificile și am văzut disponibilitate în partea tuturor, de la primar până la domnul viceprimar, care au alergat și au încercat să... Se dorește până la urmă. Chiar se dorește să se rezolve acolo lucrurile și lucrul ăsta mă încântă, pentru că, na, vă dați seama... Povestiți, domnule director, câți elevi aveți în momentul de față, câte clase, în câte schimburi se desfășoară activitatea? Este la noi, cred că e cea mai mare unitate din municipiu și chiar din zona Râzuț, exceptând Liceul Tehnologic Vicovu de Sus, unde iau și structuri începând de la grădiniță, vezi? Dar pe zona de învățământ liceal, cred că suntem cea mai mare unitate. Gurile rele spun că suntem cumva și primul, liceu, colegiu tehnic, deci profil tehnic, tehnologic și profesional din județ, luând procentul de probabilitate la bacalaureat. Deci, colegii fac eforturi, numai că, cum să vă spun, și infrastructura, logistica asta are un impact deosebit ca să te organizezi, ca să derulezi activități. Îți trebuie un spațiu, nu poți, pentru că la noi este o chestiune de echilibristică, cum să vă spun, extrem de sensibilă. Clasele sunt, cum ați întrebat, sunt 53 de clase. Avem 21 de săli. Haideți să facem vă dați seama ce magie trebuie făcută. Și atunci suntem în două schimburi care, funcționează de dimineață de la ora 8 până seara la ora 20 și tot nu încapă, nu, fizic nu are cum să încapă. Și diverse manevre cu clase care intră la educație fizică, care sunt rotite, înlocuite, când merg la informatică și asta, dar practic noi nu avem posibilitatea să utilizăm laboratoare ca să deruleze activitățile corespunzător. Și e păcat, pentru că se vede, eu cred că școala ar aduce un plus esențial pentru unitatea noastră. Câți elevi aveți la momentul de acum? 1500. Multe. Da. Și, bine, sunt cu mici fluctuații. Mai cresc, mai născat, mai produc asta, mișcări pe anumite criterii. Uitați-vă, păcat că nu am adus, să vă arăt, s-a făcut o cercetare la nivelul județului, făcută de inspectorat împreună cu alte structuri de specialitate, privind intenția de a se înscrie în clasa 9 pentru elevii absolvenți de gimnaziu, anul școlar 2018. Suntem foarte bine cotați. Adică avem acoperit integral
toate opțiunile care le avem și deci, efectiv, inclusiv la școlile profesionale, deci avem cerințe chiar două clase pe nivel. Nu e un lucru. Uitându-mă, dacă o să doriți, nu știam ce doriți să dezbatem, dar uitându-ne la alte colegii, chiar din municipiul Suceava, unde există 3-4 elevi cu intenție de a se înscrie, vă dați seama că la noi, fiind în două clase, e un lucru. Acum, dacă iar revin, știți, un light motiv, odată cu spațiul același, dacă reușim să obținem și o dotare corespunzătoare, care este altă problemă, altă gâscă în altă traistă, ca să realizăm și o instruire practică corespunzătoare, pentru că, pentru Dumnezeu, noi înțelegem, dar, din păcate, nu știu în ce măsură se poate satisface nevoia dotării pentru învățământul tehnic și profesional. Pentru că nu suntem făcuți la fel și slavă Domnului că nu e așa, pentru că sunt oameni dedicați studiului abstract, preocupări intelectuale, mă rog, probleme analitice, așa, și sunt oameni kinestezici care simt nevoia să lucreze, domnule, și nu știu dacă este ce e mai important, brutarul sau, mă rog, filozoful. Fiecare are rolul lui în lumea asta. Și nu putem face comparații în astea, că e forțat și inutil. Un meseriaș cu abilități și cu competențe în zona lui este de o valoare excepțională. Nu vorbim să comparăm un mecanic auto cu un medic. Domnule, fiecare apelează când e cazul, nu? Și dacă... Și mecanicul auto poate fi doctor acolo la el. Da. Caroserie. Păi, uitați-vă, motor. Chiar este pe domeniul ăsta tehnic, cel puțin în momentul de față, când tehnologia aproape ne invadează, noi suntem extrem de preocupați. Nu cred că suntem atât de atenți la ce mâncăm și ce bem, cât suntem de atenți dacă avem o mașină, ce combustibil punem, ce ulei, ce... Suntem foarte... Nu cred că se duce cineva așa la pompă și pune acolo ce găsește. Benzina, lasă. Pe când așa noi, sub aspectul ăsta, ca oameni mai suntem tentați de pofte, dar cu mașină nu facem lucrul ăsta. Căutăm mecanicul cel mai competent și lucru care nu-l facem și cu noi. Pentru că tehnologia asta ne coordonează viața și oamenii care reușesc să abordeze și să atingă niște standarde superioare în zona asta vor fi niște oameni garantat care nu vor fi puși în situații de șomaj. Corect. Domnule director, ce ar însemna pentru Colegiul Tehnic Rădăuți darea în folosință sau intrarea în circuit și a imobilului din cartierul Obor? Câte încăperi, câte săli sunt acolo sau acolo sunt 18 săli. Știți, ceea ce este un vis. Știți? Mai mult că împărțirea așa asta este foarte fericită. Sunt spații foarte generoase unde se pot amenaja laboratoare tehnologice, unde se pot face. Mai există și un teren în care ar putea fi, mă rog, într-o altă etapă, amenaja un spațiu pentru ateliere, trebuie separat, atelier școală, sigur, da. Pentru că elevii din ciclu inferior ei nu pot să desfășoare activități practice la agenții economici pentru că nu au suficiente cunoștințe și astea. Și nici nu mai există nici Milo, nici mă rog, dar nu mai sunt întreprinderi mari și foarte greu. Prin urmare, noțiunile de bază ar trebui să fie... Acum noi mai trecem nădejde și în alte programe. Acum există pe axa 210 POR, programul operațional regional,
Este la orizont un program pentru dotarea liceilor tehnologice. Și ținând cont de nivelul, se face în funcție de numărul de elevi. Ei, la numărul nostru de elevi e vorba de o sumă care pare puțin, puțin exagerată pentru gândirea noastră, dar pentru normalitate nu e cam nimic cât? Exagerat. Cam 2 milioane și jumătate de euro. Ce ar însemna 2 milioane și jumătate de euro? Vă dați seama ce să vă spun. Înseamnă o navetă spațială pentru rebeuți. Înseamnă o dotare completă, completă sub aspectul acesta și colateral, adică înseamnă inclusiv aspecte legate de baza sportivă, pentru că elevii care desfășoară, care sunt implicați în, în domeniul acesta, sunt și niște tineri care trebuie să dezvolte armonios și inclusiv spații pentru activități recreative și culturale și artistice. Ei, înseamnă, înseamnă cam totul și la un standard super. Așa și cu ochii cu multă speranță, cum ați povestit dumneavoastră aici, și cu ochii celui care este direct implicat în, în ceea ce se petrece, în demersurile care vor duce în cele din urmă la intrarea, cum spuneam, a spațiului de acolo, în acest flux de învățământ. Când credeți dumneavoastră că o să, o să tăiați panglica acolo? Mă rog, cei care... Mă rog, cine o să apuce să taie, nu important, pentru că alea să uită, ceea ce rămâne este important. Auziți, din toate punctele de vedere, eu cred că la anul, în septembrie, lucrurile ar putea fi finalizate. Dar asta înseamnă o funcționalitate. Practic, dacă demersurile care s-au făcut la minister, se, pentru că este alocată suma, numai că trebuie și aprobată, știți, a fost prevăzută. Acum, na, dacă acolo lucrurile decurg normal, ar trebui prin ianuarie cel târziu să vină, din ce știu eu, acum nu luați de bun ce vă spun, pentru că sunt lucruri care mă depășesc. Te spectatori. Dar vă repet, toate demersurile au fost făcute. Acum, mai departe acolo, vă dați seama că nu doar municipiul Rădăuț este în atenția ministerului și nu vorbim de Ministerul Educației, că nu are nicio problemă. Aici e vorba de Ministerul Administrației Publice și în măsura în care reușesc să ajungă pe masa decidenților și documentația noastră, sunt îndeplinite toate condițiile. Poate mai pot fi niște cerințe, să mai cer niște documente, pentru că e vorba de niște hârtii care, din păcate, trebuie respectate, nu e o joacă. E vorba de sume mari și, domnule, responsabilități, nu te poți. După care, na, urmează procedura de proiectare, pentru că noi am făcut acum numai un studiu de fezabilitate și asta e făcut la tot, la solicitarea primării, deci ce pot să mai reproșez. Și urmează să se facă proiect tehnic, cai de sarcini, după aia se organizează licitație, pentru că acolo e vorba de o sumă foarte mare. Noi știm cum e cu licitația. Domnule, știm, dar din păcate știți cum e. Democrația nu este perfectă, dar nu cunoaștem alt sistem mai bun. Pentru că, na, cu carențe. Dar cum poți face altfel? Nu poți. Că se contestă, până la urmă se termină și alea. Știți? Deci aici trebuie să ne gândim. Dar nu putem așa, domnule, păi fac o casă, da, dar o să-i ruginească acoperișul și o să trebuiască să o mai, ăsta, mai cade un meteorit pe... Domnule, nu putem gândi așa. Domnule, facem o casă și o mai și reparăm, mai așteptăm, stai viața, că ne gândim, facem copii și dacă se vor îmbolnăvi, păi ce facem, renunțăm? Viața merge înainte, nu ne consultă prea mult. Aici, eu cred că
Lucrurile se vor întâmpla. Știți cum? E problema de a atinge un anumit... primii pași sunt foarte grei până când intri pe o linie, după care lucrurile deja merg de la sine. Chiar nu le mai poți opri, știți? Puțin începutul ăsta, eu până să obțin niște aprobări, nu știu, ca să intri în linia de alergare. După aceea, dacă chiar îți pasă, lucrurile se întâmplă. Pentru că știți cum îmi spune, ai grijă cum privești lumea, că așa va fi. Eu o privesc, că eu văd lucrurile gata. Na, ce să vă spun? Și am confirmarea. Multe lucruri mi-am propus, puțin am rezolvat, am realizat. Dar toate pe care le-am analizat, le-am văzut. Și asta este pentru mine o certitudine, domnule, și acest lucru îl văd. Eu îl văd gata. Mulți parcă ești visător. Nu știu cum sunt. Eu mă bucur să fiu așa, dacă la peste 60 de ani mai poți fi visător, înseamnă că e ok. Ori ești... E, nu, cazul meu, nu aveți 60. Nu, nu, nu. Nu, 61. Ideea e că sigur se va întâmpla. Și nu țin că să fie legat de mine, dar dacă eu fac ceea ce trebuie, lucrurile vor continua. Și până la urmă, beneficiarii direcți, adică copiii, părinții acestora și chiar zona va avea de profitat. Pentru că, să știți, faceți-vă un test. Încercați să apelați la un meseriaș să vă rezolve problema electrică sau de o instalație. Să vedeți cât timp voia. Ori este o nevoie excepțională de prestări, de servicii din acestea în domeniu, pentru că mai de mult mai încurcam noi niște sări. Deja lucrurile au ajuns la un nivel la care nu mai poți băga. Știți? O Dacie, când se defecta, toți se duceau acolo și dau cu părerea, se adunau, suflau, desfăceau. Și... Ei, acum când ridici capota și vezi cutia aia acolo acoperită, cam renunți din capul lor. Când nu mai vezi mașini pe partea dreapta drumului cu capota ridicată și o patru povestitori în jurul ei. Apropo de ce spuneați noastră cu Dacia, cu nu știu ce, mi-aduc aminte, înainte de Revoluție aveam un prieten care venea din vest, din Germania de vest, cu un Mercedes și aveam un vecin care era șofer și mecanic auto și într-o zi a venit și mi-a spus: domnule, nu vorbești cu prietenul ca să deschidă să văd și eu cum arată motorul acelui Mercedes? Ba da. În sfârșit a privit vreo 2-3 minute, s-a minunat, a dat din cap și a zis: Mercedesul nu este mașină bună. Zic, da, de ce? Pentru că uiți mecanica, uite, la Dacia tot timpul se strică ceva, ridic capota, mă uit la motor, dar la asta nu are ce să strice. Apropo de ce spuneați dumneavoastră și de... Acum, eu nu vreau să înțeleagă cumva că am criticat marca. Vorbeam de mașinile care au fost, da? Mă refer la mașinile care ele au fost excepționale, dar pentru vremea de atunci, pentru că nu-i vina nimănui că noi am continuat să producem 50 de ani aceleași mașini. Între timp, lucrurile au evoluat, pentru că și Mercedes-ul de acum 60 de ani nu se compară cu... Da. Mă rog, au fost acele Cobra care le-au scos pentru că erau prea... Nu mă pricep, da, se poate. Până la urmă, tehnologia permite să obții orice. Aici, din păcate, noi, ca oameni, nu ținem pasul cu tehnologia și de multe ori suntem chiar presați și duce la o formă de alienare. Chiar de multe ori sunt îngrijorat când văd că în lumea asta nu există lucruri bune sau rele. Știți? Există numai lucruri la locul și la timpul lor. Te întreb, domnule, apa e bună? Păi dacă e în pahar sau dacă e în conductă, în rezervorul ei, e minunată. Dacă e în sufragerie și ajunge la lustră, ea ca nu-i bună. Și focul, tot așa, e perfect, te hrănește, încălzește, îți obții, dar dacă e în șifonier, nu, jur că nu-i bun. Cu siguranță. Cum spuneați dumneavoastră, toate la timpul lor, aici la emisiunea noastră s-a făcut timpul pentru publicitate, revenim imediat. Am revenit aici la raport de eveniment și vă reamintesc,
Invitatul ediției de astăzi este directorul Colegiului Tehnic din municipiul Rădăuț, profesorul Gelu Țugulea. Domnule director, am povestit mai multe despre startul anului de învățământ 2017-2018, despre imobilul care va veni. Va veni în sub ochii El este în așteaptă. Da, în stand-by. Da, asta e. Așa, ce vreau să vă întreb încă de la începutul emisiunii. Profesorul Gelu Țugulea este mulțumit de manualele care au venit pe mâna copilor în acest an? Nu mă gândesc la manualele pentru probele, pentru sport, pentru educație fizică. Cărțile, cum le spun elevii, sunt suficiente, sunt bune. Când spuneați dumneavoastră, din aur de Ministerul Învățământului, ați avut curiozitatea să calculați sau să numărați câți miniștri ai învățământului am avut din 90 încoace? N-am avut curiozitatea asta, dar e evident că sunt statistici oameni interesați. Ideea e că aproape nu este relevant, întrucât lucruri deosebite nu au venit, exceptând anumite schimbări care se fac de multe ori justificate, alte ori nu știu, poate că e o problemă de strategie care ne scapă, știți? Lucrurile, din punctul meu de vedere, ar putea fi mult mai simple și nu doar așa tot țipând bani, știți? Dar o utilizare mai judicioasă. Ați pus întrebarea legată de manuale. Știți care e problema? Cel puțin la nivel de liceu. Lucrurile... e o chestiune strict personală asta. E chiar personală și nu aș vrea ca cineva să spună, doamne, uite, că eu nu sunt purtător de cuvânt al nimănui. Este pur și simplu o părere a lui Gelu Țugulea. În ceea ce privește manuale, lăsând deoparte anumite chestiuni de mercantile și de marketing și de vânzarea care e fortuită sau, mă rog, făcută de o firmă sau de alta. Dacă cineva m-ar întreba pe mine, aș încerca să adun cele mai competente persoane, cele mai iluminate minți pe fiecare zonă, să le pun la dispoziție un timp de studiu, de analiză, de întocmirea unor propuneri, i-aș aduna în niște locuri, niște tabere, domnule, pe domeniul respectiv, unde să stea, să dizbată, să polemizeze și până la urmă să spună, domnule, manualul ăsta trebuie să aibă 110 pagini. Vă rog frumos, cădeți de acord, sunteți cei mai luminați, ce conțin acele 110 pagini? După care manualul lasă face și 10 ani nu s-atinge nimeni sub nicio formă. Domnule, nu au uneia. Ăla îl gândește că cine îl tipărește, cine asta zice, e alt aspect. Hai să nu ne băgăm acolo, da. Că până la urmă, domnule, se presupune că e de bună intenție, licitație la asta. Dar e vorba de conținuturi, domnule. Alea trebuie să vizeze dezvoltarea unor anumite aspecte la elevi, care de regulă nu se referă la ziua de astăzi. Ele se referă în timp, pentru că ceea ce formăm noi la un copil urmează să fie utilizat peste ani. Și atunci, așa aș vedea eu. Mai mult, se mai poate adăuga în afară de asta o bibliografie suplimentară. Dom'le, în ziua de astăzi, astea sunt, pot găsi pe site-uri, pe orice. Deci, nu ar fi așa o nenorocire, eu nu văd de ce. Uitați-vă, ca să nu vorbesc de alte lucruri, dar uitați-vă, în domeniul învățământului tehnologic, aici nu există manuale. Nu așa, dar nici auxiliare, dar nici lucrurile nu sunt clare, le tot schimbă și oamenii se orientează destul de greu, pentru că la urma urmei, bun, dar apare un profesor, domnule, ăla își poate găsi, da, atât timp cât există o programă analitică, acolo sunt stabilite conținuturile.
Dar trebuie tot să modifică, să schimbă și nu există musai o coerență. Trebuie să fie în spate și un manual. Iar un profesor poate după aceea să mai adauge, să mai adapteze conținuturile, dar el trebuie să păstreze linia programei, pentru că aia nu e opțională. Știți? Așa că nu văd de ce. Domnule, cred că la câtă lume cunosc numai eu oameni cu competențe deosebite în domeniu, s-ar putea ajunge, dar la nivelul țării, dacă fiecare județ, domnule, pe bază de concurs, nu știu ce, adună, dar sunt atâtea minți, domnule, este incredibil că nu se poate ajunge la un consens și care, domnule, pe bază, nu știu ce, stabilește și gata, asta este conținutul ăla, pentru că am venit toți oamenii care chiar au, cum se cheamă, putere de, au expertiză, domnule, în zona asta. Îmi dați voie să intervin. Dumneavoastră ați spus un lucru mare aici și un lucru care ar trebui să dea de gândit multora. Bun, să zicem câte 5 reprezentanți de la nivelul fiecărui județ, dar acei 5 ar trebui ca să meargă cei din vârf, nu de la partidul X, Y, nu cu mătru, cu președintele CJ-ului Consiliului Județean, nici văr de-al doilea cu prefectul. Îmi dați dreptate? Nu vă dau dreptate. De ce? Din cauza că eu vă întreb, dacă vă promovez într-un concert de rock, vă urcați pe scenă? Nu, aș putea să povestesc. Domnule, poți să te duci să faci cu mâna sau să-ți pui o perucă, da, să dai din asta, dar nu, nu, nu poți să, asta, să mimezi, dar dacă e vorba să cânti live, n-ai ce căuta acolo. Domnule, oricât ai fi de promovat și oricâtă reclamă s-ar face, așa și aici. Acolo, la un moment dat, ajung niște oameni care trebuie chiar să vorbească și să întâlnesc cu... Spune, nu poți să-mi spui că se adună numai impostori. Deci, eu nu cred în asta. În momentul în care se lansează cu bună intenție o astfel de chestie, deci, omul ăla, în primul rând, trebuie să aibă în spate un portofoliu. Corect. Și portofoliul ăla înseamnă că eu am participat la niște, ca și coordonator, ca și îndrumător, la niște concursuri naționale, județene. Alea nu le putem inventa. De data asta vă contrazic eu. Am avut ministrul al agriculturii electronist, vă aduceți aminte? Aici funcția respectivă este una politică. Eu vorbeam aici de oameni competenți. Domnule, eu nu mă duc la un pastor sau un preot să-mi repar mașina. Poate că el o fi pasionat de mecanică, dar eu totuși apelez la unul care chiar poate să-mi dea o garanție și o factură eventual care să dovedesc. Deci, Chiar nu cred în chestiunea... Emisiunea asta se poate face la funcție, la povestitori, nu ăștia, să-i facem șefi, directori, observatori diversi. Însă, în momentul în care... consultanți pe poziția care se plasează boii față de car, dar când vorbim de lucrurile astea tehnice aici, chiar nu se bag nimeni că dacă are puțin bun simț, e jenă, că nu știi ce să faci, frate, acolo nu poți să povestești. Sunt lucruri chiar foarte tehnice. Nu cred eu că ajunge. Eu, dacă se creează condițiile să adunăm niște experți, ei apar și ei au în spate invariabil, au niște portofoliu care sunt concrete. Ca așa, diplomea asta de participare pe la nu știu ce sesiuni atomice și astea sunt. Dar auziți, pe oricine îi face un sondaj, domne, care e ăsta? Păi cam ăsta. Îl găsești. De acord cu ce spuneți, dar ziceți bine. Dacă poate din prima sesiune nu o să fie chiar cei mai, dar deja de la următoarea. Totul este de a crea un precedent. Să știți că competența... nu știu ce să vă spun. Dom'le, am pretenția că totuși n-am făcut umbra așa chiar aiurea. Eu știu că nu există oameni care nu își găsesc nu există oameni care nu-și găsesc locul. Există locuri care nu-și găsesc oamenii. Pentru că, dați-mi un exemplu de om competent
și care nu își găsește locul. Dom'le, păi el poate a fost un meseriaș grozav, dar între timp a dat, cum spun bătrânii, o dată în darul beții. Bun, și el gata, s-a descalificat, dar are... Nu, eu nu cred în asta. Un om care întrunește un cumul legat de la caracter și cunoștințe și abilități să nu-și găsească locul, este doar o glumă. Da, dar trebuie să ne gândim că există, nu o mulțime, mulți români competenți care lucrează în Silicon Valley sau, eu știu, lucrează la Brisbane sau... De ce nu rămân oamenii ăștia acasă? De ce nu rămân... De ce nu sunt soliști de operă care se stabilesc în Rădăuț? Pentru că nu are cine să-i asculte, pentru că nu au infrastructura, pentru că el trebuie să ducă într-un centru unde există teatru de operă, unde există așa și ăștia. Există un loc unde oamenii aia își pot folosi calitățile. Din păcate, na, eu văd un progres, dar poate nu suficient. Sunt oameni, niște minți atât de luminate, încât sunt mult înaintea posibilităților de aici. Na, ce să vă spun? Dacă ești pilot de curse, nu poți rămâne la nivelul unei mașini rudimentare. Ai nevoie să te duci în alt loc ca să-ți folosești. Că altfel nu poți conduce decât un faeton de asta. Na, ce faci? Ei se duc, dar uitați-vă, vedem foarte multe chestiuni, nu știu în ce măsură sunt reale, cu oameni care au de făcut descoperiri deosebite, știți? Și care, din păcate, nu sunt sprijiniți să le omologheze, să ăsta și se pierd afară. Da, automat le preiau alții și dacă ele nu sunt omologate la nivel internațional, se pierd. Cum sunt anvelopele cu piezoelectric, cu sisteme piezoelectrice care permit încărcarea unor baterii, care am înțeles că un român din Brașov. Da, nu știu, sunt discuții, nu știu, dar tot am auzit veșnic lucrurile astea, nu știu în ce măsură sunt reale, dar probabil că dacă ar exista interes, ar trebui oamenii ăștia, pentru că ar câștiga țara, pentru Dumnezeu, fate o fabrică din asta acolo să produce, să câștigă, să, nu știu, mă depășește. Ce mai apropos eu să-l întreb pe directorul Colegiului Tehnic din Rădăuț, încă înainte de emisiune, și mi-a scris aici. Ce avea sau nu avea elevul dinainte de 90 față de elevul de acum? Pentru mine, sintagma tinerii din ziua de astăzi mă lasă în cel mai fericit caz, indiferent dacă nu mă irită. Lumea este dintotdeauna aceeași. Cine folosește, cel puțin într-un dialog cu mine, sintagma că lumea s-a înrăit, mie îmi pare o persoană care nu are un contact real cu lumea. Dacă o luăm numai să spunem aspectul biblic, da? Faptul că primii oameni născuți, frați fiind sau ucis, de la ce? Nu era problemă de supraviețuire, era o problemă de vanitate acolo, nu? Cain l-a ucis pe Abel, păi vrem să spunem că luna s-a înrăit pentru Dumnezeu. Nu văd o înrăire. Eu chiar văd, iar sunt foarte mulți care spun, că... Dacă analizăm puțin comportamentul medieval și asta, deci n-are rost lumea, pentru că încă suntem într-un stadiu incipient, aici e vorba, știți, cu ontogeneza și filogeneza. Noi suntem așa undeva, umanitatea, la nivel, să spunem, de pubertate. Dar
dacă supraviețuim, dacă acești puberi nu dau peste un pistol, înțelegeți metafora, și să se împuște, dacă supraviețuim unui holocaust generalizat prin utilizarea armelor de distrugere, atunci negreșit vom ajunge și la stadiul de maturitate și oamenii atunci vor ști, când vor atinge, vor răspunde la predicatul a fi, vor atinge nivelul a fi toți capabil de conștiință reflexivă, atunci vor ști ce au de făcut pentru a avea ceea ce cu adevărat le trebuie. Numai că noi, știți, conform și piramidelor Maslow, noi suntem poziționați la baza ei, unde totul se reduce la a avea. Puțin ajung la nivelul a face și extrem de puțin la nivelul de a fi. Și atunci când noi încercăm să umplem piramida aia numai cu obiecte, cu bunuri, cu conturi, cu asta, practic rămânem la trebuințele alea prin deficit, care sunt caracteristice și animalelor, și pisoiul are nevoie și de hrană, și de confort, și de acceptare, de prețuire, de securitate, dar nu putem rămâne doar aici, domnule, avem nevoie de nevoia de explorare, nevoia de cunoaștere, nevoia abstractă, care să-ți hrănească. Pentru că omul este clar, e cu totul altceva față de animale. Nici nu are rost să discutăm, nici este complet altceva. Că la bază suntem animal, dar poate că ne naștem așa. Dar unii mai mor și oameni. Zic eu, nu știu dacă e chiar așa, așa mi se pare. Sunt oameni care au, adică persoane, persoana vine de la cuvântul grecesc mască, și ăștia suntem niște purtători de măști. Înseamnă că n-a greșit cu nimic că Iliescu, ex-președintele Iliescu, acum vreo 20 de ani, când striga în fața unui ziarist, măi animalule, vă aduceți aminte? Păi na, aici depinde cum este percepută o sintagmă, da, animas înseamnă viață și deci ești purtător de viață și dacă cineva se supără și se consideră că n-ar fi animal, înseamnă că o fi un cyborg, un robot, ceva, dar anima. Asta este, ideea este ca să nu rămânem doar atât, ci să adăugăm conștiința reflexivă și această nevoie de a te autodepăși. Nu musa ai de a depăși vecinul cu un nivel în ceea ce privește imobilul. Da, drept. Revenim, da, copiii, iertați-mă, că n-am răspuns de fapt la întrebare, că în mod viclean v-am adus pe teritoriul ăsta. Eu v-am lăsat, vreau da, pentru că sunteți, da, că probabil persoanele bătrâne în vârstă, adică uită. Eu vreau să spun că nu este o diferență. Singurul lucru care le lipsește copiilor, și ăsta e un lucru de apreciat, frica. Pentru că ceea ce era cândva era frica. Frica care era preluată de la adulți, oameni care se temeau de organele de represiune și în casă toți se ascundeau, puneau, perdeau, nu știu ce, nu taci, nu vorbi, nu spune. Le-am inoculat copiilor frica. De aceea e foarte greu. Din păcate chiar și religia se bazează pe frică. Te amenință cu siderurgia iadului, cu chestiuni din astea. Foarte puțin sunt învățați în dragostea față de Dumnezeu. Majoritatea, inclusiv și Apostolul Pavel spunea că prima formă înțelepciunii este frica de Domnul. Dar nu știu la ce se referea, poate e o chestiune de traducere, însă noi nu de frică dăm mâncare copiilor, nu de frică facem lucrurile esențiale pentru semenii noștri. De acord cu ce spuneți dumneavoastră, a dispărut frica, dar nu a dispărut și bunul simț cumva? Nu există bun simț. Există compasiune. Oamenii interacționează, nu știu, eu sunt, trec, probabil că datorită vârstei, acum pentru o perioadă de cinism. Și n-aș vrea să cineva să preia, însă oamenii interacționează, din punctul meu de vedere, pe trei paliere. Din instinct, din interes sau din compasiune. Dacă cineva poate să-mi dea un exemplu, acum, interesul acesta nu înseamnă musai un interes mărșav. Nu. Un interes, de exemplu, excepțional este acela când eu vreau să mă întâlnesc cu o persoană și să contribuim fiecare la dezvoltarea, la creșterea psihologică a celuilalt. Pentru că altfel relația aia dispare.
Restul rămâne obligații, dependență, atașament din ala bolnăvicios, comoditate sau orice altceva. Dar în momentul în care oamenii nu mai pot tranzacționa ceva, ei se izolează. Și asta e marea problema noastră. Mare, interesele pot fi excepționale. Nimeni nu este dispus să ofere dacă nu intuiește ceva. S-ar putea ca eu să ofer dragoste cu gândul de a obține dragoste sau bunuri ca să obțin recunoaștere sau apreciere sau îmi face plăcere, domnule, să ofer, să bucur pe cineva. Pentru că bucuria cuiva este și bucuria mea. Dar tot urmăresc ceva. Nu, eu nu văd lucrurile, nu se fac gratuite astea, nimic nu este. Nimic nu este lipsit de cauzalitate. Chiar, i-am spus, instinctual, da, mama își apără copilul și e firesc, dar tot același lucru face orice femeie, cel puțin de mamifer. Își apără puii cu prețul vieții, până la un punct. Repet, este un punct de vedere cinic și nu doresc să și-l împărtășesc. Este punctul nostru de vedere. Este doar, nu cred că doar al meu, este și al meu și altor persoane cinice. Până la cinism mai este. Mai este, dar e foarte ușor să aluneci. Unde este limita? Aici limita este... Dar, cum să spun, frica este cel mai comod. Întâi îl culpabilizezi pe om, după care el are un sentiment de vină continuă și atunci îl poți dirija ușor. Cât de greu este să pătrunzi la inima cuiva? Pentru că, vă spun, educația nu înseamnă umplerea unui vas, ci aprinderea unui foc. Și noi confundăm așa didacticist lucrurile. De regulă mergem la școală, luăm niște lecții, după care dăm un test și primim un calificativ. În viață e pe dos. Întâi primești un test și ăla ar trebui să transforme într-o lecție de viață. Din păcate, suntem puțin premianți. Frumos spus. Domnule director, mai avem la dispoziție, mă uit cu ceas, câteva minute. Suntem la mijlocul lui noiembrie, îndată vin sărbătorile de iarnă. Mie mi-a plăcut să spun, mi-a plăcut și zic de mulți ani încoace că în România de la 1 decembrie până pe 15 ianuarie nu prea există activitate, pentru că vedem foarte bine că sunt acele zile libere care anul s-a cad extraordinar. La începutul lunii, Crăciunul, luni marți, 1-2 ianuarie, luni marți, și uite așa, mai vine și Boboteaza, Sfântul Ion. Bun, în altă parte doream ca să ajung. 2017, cum a fost pentru Geluțu Gurea, pentru managerul Unității de Învățământ din Rădăuță? Ați făcut mult, ați făcut puțin, ați fi vrut să faceți mai mult și nu ați reușit. Mai avem aproximativ 2-3 minute. În acest moment nu pot să spun. Repet, este o parte de rutină în care am făcut cât era de făcut. Anul viitor va dovedi că am făcut mult sau deloc. Pentru că nu există între. Dacă lucrurile pe care le-am dorit, pentru care ne-am, mă rog, zbătut, ca să zic, se vor împlini, atunci înseamnă că am făcut enorm. Din punctul meu de vedere. Pentru că, cum să vă spun eu, ai grijă ce-ți dorești, s-ar putea să întâmple. Eu mi-am dorit și n-am făcut altceva. Că doar atât, restul au făcut autoritățile locale. Dar am dorit și poate am săcăit și poate ăsta și oamenii ăștia chiar și-au arătat disponibilitatea și n-am ce să comentez. Înseamnă că nu aveți ce comenta. Domnule director, îmi pare rău timpul alocat acestei emisiuni
e la capăt. Nu știu. Eu vă doresc ca 2018 să fie un an mai bun, dar mă gândesc că până la finele acestui an ne vom mai vedea aici. Da, eu vă mulțumesc din tot sufletul, dar convingerea mea este că el va fi atât de bun cât vom face noi să fie de bun. Îl dorim. Da, da. Pentru că degeaba așteptăm din... Nu se întâmplă minuni. Știți cum se spune? Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Așa că dacă vom face ce trebuie, vom obține ce ne trebuie. Să dea Dumnezeu să fie așa cum spuneți dumneavoastră. Da. Punct final la raportul de eveniment de astăzi. A fost în studio directorul Colegiului Tehnic din Municipiul Rădăuți, profesorul Gelu Țugure. Eu sunt Luigi Părăgoiu și până data viitoare vă doresc toate cele bune.